Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, a respins cererea lui Eduard Carunjen cu privire la suspendarea decretului prin care a fost eliberat din funcția de procuror general. Instanța a subliniat că plecarea sa a fost în baza cererii de demisie, iar decretul este consumat. Privind eliberarea domnului Eduard Carunjen din funcția de procuror general pe motiv de viciu de consimțământ la depunerea cererii de demisie este incert la etapa actuală, urmând a fi probat prin probe concludente și pertinente la o eventuală etapă ulterioară a examinării acesteia, respectiv actualmente, urmarea examinării sumare, judecătorul nu poate identifica existența unor suspiciuni serioase și rezonabile privind legalitatea respectivului act. Eduard Carunjen poate ataca încheierea judecătoriei Chișinău timp de 15 zile la Curtea de Apel Chișinău. Fostul șef al Procuraturii Generale nu a comentat deocamdată decizia instanței. Acum o lună, Eduard Carunjen a depus o solicitare în adresa Maiei Sandu, prin care cerea anularea decretului semnat de Igor Dodon în 11 iulie 2019, prin care a fost demis. Într-o conferință de presă, el a declarat, cităm, la baza cererii mele de demisie din 2019 au stat circumstanțe care au viciat situația. Când un act se obține în rezultatul unui șantaj, acesta este un viciu și instanța de judecată se va pronunța. Eduard Carunjen susținea că a primit mai multe semnale să plece din funcție, fiind avertizat că, în caz contrar, președintele îl va demite. În cererea de demisie depusă pe 11 iulie 2019, el a invocat motive de sănătate.